întorcându-mă la prietenii, am urât dintotdeauna fățărnicia. Oameni care sunt prieteni cu tine, dar nu sunt. Care stau cu tine, dar parcă te-ar și lăsa, dar nu te lasă pentru că momentan n-au pe nimeni pe lângă. Și în momentul în care își găsesc alt prieten sau prietenă sau whatever, că nu contează, deodată tu nu mai ești bun sau deodată îți găsesc defecte. Defecte care până cu o săptămână în urmă nu erau, dar probabil de fapt erau, dar nu erau spuse pentru că avea un interes la tine, să stea lângă tine, să fie în continuare prieten cu tine, pentru că this is it. Dar în momentul în care au o opțiune, varianta B, deodată varianta A nu mai este bună. Și nu o condamn. Ce condamn este lipsa de sinceritate. Ai ceva să comentezi, să-mi spui, să, ceva care te afectează, vino și spune-mi în momentul ăla. Nu cum, fără să dau nume, s-a întâmplat că vine cineva și îți spune că are probleme cu tine după 4 luni. 4 luni în care acum ți se spune că, vezi, asta este vorba și de întrebarea anterioară, verticalitate, coloana vertebrală, știi, să fii. 4 luni în care totuși persoana respectivă a știut în continuare să profite de prietenia ta, să petreacă cu tine, să iasă cu tine, să meargă în vacanță, în diverse locații cu tine, indiferent cine le plătea, pe banii mei, pe whatever, nu contează. Să îi dau diverse variante și contracte de business prin care să-și câștige puțin existența și după 4 luni sau mai mult să-mi spună că de fapt mult timp înainte nu suntem ok și că avem o problemă. Scuze. Deci dacă avem o problemă, atunci trebuia să refuzi toate acele lucruri pe care eu ți le-am oferit din suflet și din inimă pe această perioadă de 4 luni de zile, în care eu din suflet și pe cheltuiala mea poate, am făcut atât de multe lucruri în comun ca și prieteni, da? Vorbim aici strict de prieteni, lumea care ascultă să nu considere că aceasta era o relație, da? Nu era strict o prietenie, da? Și te trezești după 4 luni în momentul în care viața ta ți se pare că a luat o întorsătură neașteptată și extraordinară, că Oliver nu mai este bun și că avem ceva de discutat și de comentat. Dar după ce am băgat mâna în buzunarul tău, sufletește vorbind, dar în buzunarul sufletului, și am profitat încă o oară de tine pentru aceste 4 luni de zile. Dar acum nu mai. Nu. Păi atunci asta spune multe și viața merge mai departe. Și știi și tu, nu este vorba de cantitate, este vorba de calitate. Dar din păcate este acea dezamăgire că investești prietenie în oameni și fără să te aștepți și de la cine te aștepți mai puțin, deodată îți dă o palmă, așa, spunându-ți că, păi eu am probleme cu tine de luni de zile. Da, dar în continuare am profitat de tine 4 luni sau 5, că a dat bine peisaj, da? Acum, știi ce? Hai să-ți spun. Păi puteai să-mi spui de acum 4 luni, adică nu trebuia să faci acest sacrificiu, să te sacrifici, să vii să petreci în continuare cu mine, să ieșim, să socializăm, să mergem la spectacole împreună, adică chiar nu era acasă. Prefer mai degrabă că am prieteni în care, băi, poate nu suntem pe aceeași lungime de undă, da? Asta, ca, la fel, un răspuns și pentru viața profesională când ieșim și avem de lucrat cu oameni în viață. Nu trebuie să fim pe aceeași lungime de undă cu toată lumea, dar măcar să fim sinceri. Asta e, o ținem profesional, ne respectăm, vorbim frumos, dacă ne certăm, nicio problemă, ne certăm, dar știm unde suntem și o luăm de la capăt și continuăm mai departe, decât această fățărnicie care, într-un final, nu duce nicăieri. Am dreptate eu, nu? Ai mare dreptate. E clar că nici pentru tine nu e ușor și cred că toți avem aceste experiențe în viață în care ne chinuim cu oamenii dragi de lângă noi, să înțelegem, să fim înțeleși, să construim ceva profesional, personal. Dar dacă nu există deschidere și sinceritate, atunci nu există nimic. Corect. Bun.